Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Vărsător. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-16 februarie 2022 și să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem prima dată o carte din oracol pentru cei din Zodia Vărsător. 1-16 februarie 2022 Vărsător. Se pare că voi aveți foarte multe responsabilități în perioada asta. Poate mulți dintre voi aveți copii, poate sunteți părinți singuri sau vă ocupați de copiii voștri foarte mult, mămici singure, tătici singuri. Pur și simplu vă vindecați sufletul și vreți să vă ocupați de responsabilitățile și abundența voastră. Cartea asta mai înseamnă și iubire de sine și să fiți mai blânzi cu voi și să vă iubiți mai mult, pentru că posibil a fost o perioadă destul de încărcată în care v-ați sacrificat foarte mult pentru alte persoane, exact, și ați dus prea mult greu pe umerii voștri și practic sufletul vostru sau ceea ce simțiți, ce simțeați voi, nu prea a contat, exact. Ați așteptat ca timpul să facă dreptate pentru voi. Haideți să vedem prin tarot pentru cei din Zodia Vărsător. Cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Iubi. Și vă așteptăm în perioada 1-16 februarie 2022, Vărsător. Vărsător. Ați căsărit o carte. Da, i-a fost o depresie la voi aici, clar. Voi vă reveniți dintr-o depresie. Posibil să fi fost o suferință în dragoste, un taur, fecioară, capricorn, rac. A fost o depresie din care vă reveniți. Sau cineva din pești. Vă reveniți din depresia asta, înțelegeți că persoana asta era o persoană interesată financiar, orică persoana asta nu-și dorea o familie sau o relație serioasă, pentru că lucrurile s-au mișcat foarte încet sau persoana asta n-a oferit nimic în relația asta. Înțelegeți că persoana asta regretă după un trecut și în niciun caz n-a putut să se focuseze pe relația actuală sau să vă ofere ceea ce ați vrut voi, și anume dragoste sinceră și curată. Posibil pentru mulți dintre voi să fi fost o dragoste ascunsă, pentru că persoana asta se tot ascundea. Persoana asta poate să plângea foarte mult financiar, și anume că n-are finanțe sau poate fi chiar taur, fecioară, capricorn. Că n-are finanțe sau că o duce greu sau că are probleme, dar ați înțeles că persoana asta de fapt este o persoană care regretă după un trecut, după cineva. Nu se poate focusa către voi. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Vărsător, 1-16 februarie 2022. Cineva aici are luna în Săgetător. Nu, cineva se mișcă foarte încet și s-a mișcat foarte încet și nu a existat aici dorință de... Pentru alții dintre voi, cineva refuză să vă dea o sumă de bani, o datorie, ok? Sau voi refuzați să mai ajutați financiar pe cineva care se folosește, exact, poate fi pești, s-a folosit de sentimente sau de exploatarea sentimentelor, ok? Pentru a obține finanțe de la voi. Poate fi o sarcină pierdută aici pentru mulți dintre voi. Sau un avort spontan, ok? Sau renunțați la o sarcină datorită faptului că persoana asta nu-și asumă lucrul ăsta și nu vrea ceea ce vreți voi. Sau poate s-a întâmplat deja lucrul ăsta. Persoana asta are alte lucruri de făcut. Vrea să fie cu altcineva, clar. Poate voi chiar sunteți mămici. Poate aveți o fetiță sau... poate aveți o fetiță în jur de 5-6 ani, 10 ani. Poate și bărbatul ăsta are tot o fetiță. Aici povara este că bărbatul ăsta se gândește la o altă femeie, ok? Care poate fi leu, berbec, săgetător. Aveți foarte mare grijă, pentru că bărbatul ăsta v-a șantajat foarte mult. S-a distrat, ok? A spus, am probleme, am nevoie de finanțe. Pentru cine trebuie să audă povestea asta? Dar te iubesc, dar vreau să clădim ceva împreună, dar vreau să facem ceva împreună, dar în schimb persoana asta
doar s-a folosit foarte urât din partea acestei persoane. Și să știți că persoana asta pleacă pentru că este un cavaler de bute, vine, pleacă, vine, pleacă, vine, pleacă, iar voi luați decizia, gata, până aici. Ori bărbatul ăsta va pleca definitiv pentru că urmărește o regină de bute. Exact. Pleacă, se distrează, se întoarce să vă ceară vouă foloase și se plânge de bani tot timpul. Clar există o diferență de vârstă între voi. Clar există. Cineva se opune acestei plecări, aveți grijă. Pentru că cineva forțează acest lucru și cineva minte foarte tare. Bărbatul ăsta are și gemeni și pești și minte foarte tare. Pe ascuns urmărește regina asta de bute. Și voi știți lucrul ăsta. Clar voi știți. Sunteți foarte conștienți. Iar mi-a apărut leu. Ok. Urmărește o femeie din leu. Regele ăsta de cupe. Clar. Nu, pentru mulți dintre voi să știți că văd că relația asta a fost una karmică. 6 de săbii, 7 de bute și 8 de săbii. Cineva refuză să accepte plecarea asta sau despărțirea asta, dar oricum se va întâmpla. Și oricum se întâmplă în perioada asta. Pentru că aici au fost nenumărate plecări sau nenumărate propuneri de plecări. Sau un du-te vino. Iar cineva n-a înțeles că bărbatul ăsta este un bărbat materialist. Și că ăsta a fost scopul unei relații asta. Sau pur și simplu să facă pe cineva, pe o femeie geloasă. Asumându-și o relație cu voi sau chiar pentru mulți dintre voi căsătorindu-se cu voi pentru finanțe sau pentru a aștepta să vadă cum reacționează femeia asta. Asta ar fi ceva extraordinar, dar e cam real. Bun. Da, totuși vreau să văd finalul aici. 6 de săbii, 7 de bute și 8 de săbii. Nu, cineva se joacă cu mintea voastră. Îți dau puțin, nu-ți dau nimic. E un manipulator profesionist acest bărbat. Aveți foarte mare grijă sau femeie, bărbat. 6 de săbii, 7 de bute. Cineva vă ține într-un triunghi. Nu fiți atenți, cineva vă ține pentru distracția lui, dar persoana asta nu e hotărâtă. Și n-a fost niciodată. 3 de cupe cu 4 de monede. Cineva își bate joc de sentimentele voastre. Treziți-vă pentru că persoana asta este o persoană foarte rea. Persoana asta este o persoană care nu, pur și simplu nu-i pasă, n-are scrupule de sentimentele voastre. Haideți să vedem. Mai vreau câteva cărți din oracol pentru cei din Zodia Vărsător. Revedeți puțin situația. Și o să aflați niște lucruri care o să vă surprindă foarte tare. De ce să duceți voi tot greu în spate? De ce să faceți un favor cuiva care doar vă folosește? Clar, aici cineva a pierdut o sarcină. Sau va pierde o sarcină sau nu ține această sarcină. Cineva nu mai are forță să continue aici. Cineva s-a jucat cu mintea voastră și v-a controlat. V-a șantajat emoțional, v-a găsit slăbiciunea. Părerea mea este să vă treziți. Și o să vă treziți. Dar bărbatul ăsta, dacă se opune plecării sau se opune ca voi să renunțați pentru că e un du-te vino, deci nu se hotărăște să rămână deloc, ok? Și nici nu are de gând să rămână. Dacă îi răspunde persoana asta din trecut, dispare de tot în viața voastră. Deci voi trebuie să spuneți un nu ferm. Pentru salvarea voastră vreau 3 sfaturi pentru cei din Zodia Vărsător. Deci clar urmăriți-vă atent intenția stabilită. Fii atent la ce intenție are persoana asta. Acordați atenție propriilor vise. Tu ai visat, ai văzut, ai avut semne despre lucrul ăsta. Această situație este deja rezolvată. Deci tu știi că nu se poate mai mult și știi adevărul. Și deși te mint singur sau singură? Vărsător. Îngerii iubirii vă ajută să vă vindecați sufletul. Persoana despre care întrebați este demnă de încredere.
Poate că vă veți îndoi de persoana care vă spune adevărul dacă este demnă sau nu de încredere, pentru că nu e vorba de persoana asta. Dar persoana asta vă spune adevărul. Și aceasta este misiunea dumneavoastră personală sau acestei persoane, să vă spună adevărul, să vă trezească. Și încă o carte. Pentru clarificare pentru cartea asta, persoană. Păzită și protejată. Da, cineva care vă păzește și vă protejează v-a spus adevărul. Și clar trebuie să cereți Arhanghelul Mihail să vă ajute în această situație sau să vă rugați pur și simplu, pentru că voi trebuie să primiți vindecare pentru ceea ce prin ce ați trecut. Aveți nevoie de ajutor moral, clar. Pentru că mulți dintre voi, la multora dintre voi, nu vă este atât de ușor să vă recuperați în urma acestei decepții. Bun. Atât am avut și pentru voi cei din Zodia Vărsător. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.